Deși Cristi Pustai a fost încrezător că elevii săi o să câștige toate cele trei puncte puse în joc, Gazmetan a fost învinsă pe teren propriu de Pandurii, care au venit după o victorie la scor. Pandurii au deschis scorul în primul sfert de oră prin reușita lui Nistor, care a șutat la colțul lung din marginea careului. Egalitatea putea fi restabilită după un fault în careu. Cristi Buda a marcat de la 11 metri, însă arbitrul a hotărât repetarea loviturii. La a doua încercare, jucătorul mediașului a ratat. Meciul a fost închis de către Ibeh în minutul 70, când a marcat în poarta lui Butha.